Salut prietenii mei. Am și eu ceva să vorbesc cu toată lumea. Mi-ar place de câte ori intru să vă spun ceva, să vă spun numai de bine și să vă spun despre melodii frumoase, să vă spun ceva mai important. Dar din păcate de data asta, uite, am ceva pe suflet, pentru că toată lumea mă sună din toate zonele țării și nu ce s-a întâmplat, este ceva pe TikTok, pe net, ce este cu băiatul ăsta care mă înjură. Nu-i dau numele, că da, știți despre cine, mă înjură de familia mea. În primul rând am intrat, să vă spun, îmi cer scuze eu la copiii mei, pentru că mi-e rușine. Am o vârstă și mi-e iubesc ca orice părinte, mi-e iubesc copiii foarte, foarte mult și am emoții și când vorbesc de ei. Eu îmi cer scuze la toți copiii mei pentru prostia asta care se întâmplă. Probabil băiatul ăsta care mă înjură pe mine, nu-și dă seama. Eu totuși, uite, la cât de supărat ar trebui să fiu, mă înjur pe viața mea că mă mir și eu cum pot să fiu atât de liniștit, calm, nu știu cum să spun. Pentru că eu cred că nu-și dă seama ce greșeală a făcut. Încă o dată vreau să-mi cer scuze în fața la copiii mei, eu pentru prostia care a făcut-o băiatul ăsta. Și toți care mă sunați din țară și nu trebuie să se bage nimeni, să vă spun, sunt mulți oameni care mă respectă, am mulți cu metri, am mulți prieteni, pot să spun, care spune, păi stinzuri pe tine, băiatul ăla, familie, noi te respectăm toate și ne rușine și nouă. Și am spus că nu, eu le-am spus că nu și-a dat seama, eu unul așa spun, că nu și-a dat seama. Și încă o dată îmi cer eu iertare la copiii mei și le spun la toți prietenii mei și la toată lumea să nu trebuie să bage sau să ia de el, sau nicio problemă. Dacă el așa a vrut, în primul rând să vă spun și motivul. Eu am cântat o noapte aia la familia mea, la aici în București, a fost Miciulică Naș. Și trebuia să ajung și la fata lui, dar eu nu aveam nicio obligație, oameni buni, credeți-mă. Am avut alte probleme acum un an, doi ani, când am fost bolnav și n-am putut să cânt. Și m-au înțeles oamenii care au avut nunți și au amânat nunțile în 2023 de dragul meu. Vă dau explicația asta ca să mă înțelegeți. Am puțin emoție, așa că normal că sunt puțin nervos, că mi-am jurat copiii, omul ăsta și... Da, să nu vă puneți în locul meu nici măcar atât. Și n-am putut să ajung. După ce am cântat cântarea asta care am avut-o de bază, acolo nu prea m-am simțit bine, că deja eram foarte obosit. Și am plecat direct la satul mare, sunt la satul mare. Asta era o problemă, erau 20 de băieți acolo, era o zi onomastică, eram între noi, ne înțelegem. Și încă ceva. Nu pot să le zic pe băiatul ăsta de copii, în primul rând că nu vine copiii lui. Și nu are dacă vreodată, nu știu vreodată dacă am să le înjur. Îl înjur pe el față în față, nu zic așa că mi-e rușine că prea televiziune la mine, dacă spun o vorbă prea toată lumea. Și se vede ură la mine să pomenesc prostii, să spun de copiii lui. Eu îmi cer încă o dată scuze la copiii mei. Și întreb pe băiatul ăsta care m-a jurat pe mine, ce ți se vine să-ți cânte ție frumusa la mine? Eu dacă vreau să cânt, veneam să-ți cânt eu. Așa de vila ta, de vila la copiii tăi. Și să cuvine ție să-ți cânte frumusa la mine? Vrei să ai tu onoarea asta, mă, fratele meu? Tu te-am ajutat și eu, ai văzut că nevasta ta știe mai bine și ca tine. Te-am luat dintr-un ghetou și îmi cer scuze că pomenesc asta. Te-am pus să ai o căsuță pe baza mea la toate astea. Să-ți dea Dumnezeu sănătate la copiii tăi, mai puțin ție. Mai puțin ție. Eu nu te izând pe tine. Nici n-aș vrea să-ți fac rău, să mă arăt mama mea, uite că am văzut, dacă vreau să-ți fac rău, nici dacă mă gândesc cum o să te bat, sau nu știu, nici nu trece prin cap. Probabil ferească Dumnezeu ca să-mi faci un bine mie, să-mi faci un bine, să nu apari în calea mea, că nu știu dacă mă prins puțin beat sau supărat, crede-mă că te, nu știu, ține bine. Dă-mi un bine să nu apar. Nu am pus să zic că am ceva cu tine. Am intrat să lămuresc să nu se ia lumea de tine, că mă sună toată lumea cu... Și nu vreau să ia nimeni de tine, pentru că nu folosesc nimic. Vorbesc grăbit așa că am emoții. Încă o dată îmi cer scuze în fața la copiii mei pentru prostia care a făcut omul ăsta, care cred el, prieten cu Florin Salam. Acum să mă ierte Dumnezeu și chiar și familia lui să mă ierte. Tu ești un sclav, așa, care te-am ajutat. Și tu am zis, vorbim de lăutării, eu te-am ajutat, am putea și o cutare cu tine. Acum, dar vezi, sclavii când devin mari, cu 3 lei, 5 lei, mare n-ai cum să fii nici dacă ai 6 lei. Dar uite că mi-ai vorbit urât, nu m-am zonat în mine șmecher și mi-e rușine să moară mama și să vorbim noi șmecherește. Urât în fața la șmecher. Sunt atâția șmecheri
România asta care se uită la prostiile astea care le faci tu. Eu niciodată, că am mai băut și eu, m-am pus și eu supărat. M-ați văzut pe mine să vorbesc așa de urât? Și la câte am avut eu pe cap, poate odată vorbeam și eu ceva. Mai fac și o caterică, păi, mai zic o vorbă, dar nu așa în felul ăsta. Să înjur de copii, că copiii cu el, îmi cer scuze la copiii mei încă o dată. Vă rog să mă iertați oameni buni dacă am zis ceva, nu știu dacă am zis ceva. Lăsați-l în pace, că mă sună toată lumea să urecheze, să aia, nu trebuie să zic. Lăsați omul ăsta în pace. Vreodată, dacă îi vorbesc cu copii, nu știu. Nu pot nici să-l înjur, să-mi zic că sunt. Nu pot. Nu știu vreodată că am să-l înjur, poate nu știu. Probabil nu răspund la chestia asta. Dar nu-mi permit eu acum, la cum gândesc eu acum să-l înjur. Mă iertați, și încă o dată, băi, omul ăsta, care, mamă, dacă îmi vine să cred că tu vorbești cu mine, să moară familia mea, nu vreau să-mi cer iertare la toată România. Vă dați seama unde s-a ajuns să vorbească cu omul ăsta? Realizați voi, faceți voi un calcul unde s-a ajuns. Să-și permită cine? Nici nu vă dați nimeni să vorbească cu mine. Asta e, așa e respectul ziua de azi. Și dacă eu eram greșit, tu n-aveai voie să vorbești așa cum. Tu îți dai seama, tu spui că îmi dai mie 10-15.000 de dolari, bă, tu ești proprie tu, bă, ăsta, care nu știi nimic să crezi, dacă tu îmi cânti, eu îți dau 20.000 de mile, eu, și să mă ierte România că vorbesc, și tu vorbești că îmi dai mie 10.000. Ce trebuie să zic, să zic, wow! Tu, bineînțeles, pe tine, stai e bine să-mi dea tine vaccin, și să vede unde să-mi dea tine vaccin, nu vreau. Tu trebuie să stai după mult, dai șervețele, dai șervețele, mai bagi o scoate, mai faci toată viața. Iertați-mă și copiii mei. Și am vrut să clarific asta, să nu se ia nimeni de el, că poate mi-e întrășit, acum mai zic cu asta. Iertați-mă. S-a primit sănătoșul.